seria de dezvăluiri în legătură cu implicarea serviciilor în politică am aflat. În alegeri, nu mai zicem, în câmpul tactic sunt nenumărate dovezi. Dan Andronic vine însă cu o discuție halucinantă în legătură cu faptul că și în fotbal, tot în biroul domnului Maior, s-au decis lucrurile. Operațiunea Noi Suntem Statul are astăzi un nou episod. Vedeți imediat toate datele. Îi salut pe invitații mei, Elena Cristian, Jurnalul. Bine ați venit, Andy Topală, Sursa Zilei. Iată fragmentul publicat de Dan Andronic. Răiau seria amintirilor cu ceva haios, zice Dan Andronic. Era prin 2014, mă întâlneam cu George Maior, șeful SRI, un om de care eram apropiat, cu care puneam la cale diverse chestiuni, pune niște ghilimele Dan Andronic, după cum vedeți, multe dintre ele cu valență istorică sau filozofică, când ne pricepeam și noi acolo. La un moment dat, în biroul lui vine generalul Florian Coldea. Își ia și el un pahar, vin roșu cu gheață și începem să discutăm despre fotbal. După câteva minute arunc o vorbă. Văd că sunt alegeri la FRF și o să câștige un puști, Burleanu. Știam de planul de schimbare a României prin raderea celor vechi și instalarea omului nou, de implicarea binomului, iar în cazul Federației Române de Fotbal auzisem că Burleanu este susținut de Vasile Dâncu și pe cale de consecință și de George Maior. Ponta și Dragnea erau pe aceeași pagină, aș spune acum. Burleanu avea profilul omului nou, aveam oarecare bănuieli, vroiam să verific. Maior, obișnuit cu stilul meu provocator, tace. Hodorong Tronc se vâră și generalul Florian Coldea în vorbă. Nu știu dacă o să câștige Burleanu, cred că are mai multe șanse Chivorchean. Eu mă uit la el ușor uimit, nu prea știam cine e Chivorchean, cred că era de la Bacău, fostea echipa lui Hrebenciuc și Sechelariu. Mi se părea aiurea să aud că va câștiga alegerile la FRF, măcar Burleanu era tânăr. În acel moment îl văd pe George Maior roșu la față, spunându-i cu glas ridicat lui Coldea: băi, nu vă băgați aici, ce căutați voi în fotbal? Voi, adică partea operativă, precizează Dan Andronic. Ce vă interesează cine câștigă? Bineînțeles că o să câștige Burleanu. La care Coldea a dat înapoi, vag ironic: nu ne băgăm. Am trecut la politică, o posibilă încheiere. Burleanu a câștigat. Chivorchean i-a dat voturile în turul 2 lui Burleanu. Dâncu a câștigat. România omului nou înregistrase încă o victorie. Sunt convins că totul este o întâmplare întâmplătoare, iar primele trei poziții din paragraful de mai sus nu au nicio legătură cu procesul electoral de la FRF din 2014, dar această discuție a existat.